Avem un nou membru al familiei. Au, ce mare! Gata, nu se ține. Ia-o, ia-o. Se ține. Salutare! Cu voi este Melissa, Mami, Mircea și Muli. Salut, Muli! Avem un nou membru al familiei. Și o cheamă Muli, pentru că este de la familia Melimi. De fapt, nu este mulea noastră. Dar niște prieteni de-ai noștri au plecat la mare și ne-au rugat să avem grijă de ea. Nu este pentru prima dată și noi deja pot să zici că este un membru al familiei. De multe ori a fost la noi, da, Melissa? Da, și-o cunoaște. Dar în challenge ea va juca prima dată. Nu a mai participat în vlogurile noastre. Este prima ei apariție. Felicitări, Molly! Astăzi în challenge jucăm jocul Jenga! Dar nu cea clasică, doar cu pahare de sucuri! Aici avem zarul. Dacă ne cade cifra 1, trebuie să scoatem un pahar de la primul rând. Roșu. Cifra 2 de la rândul 2, albastru. Și 3, rândul 3 și tot așa nivelul 4. Dacă ne cade cifra 5, trebuie să o hrănim pe Molly. Iar dacă este cifra 6, scăpăm o rundă. Pentru securitatea lui Molly, o vom schimba cu locul ca să nu o stropim cu suc. Molly este în siguranță și noi să începem prima rundă. Cine va acumula cele mai multe puncte, acela începe jocul. Nu și acolo. Începem. Hop. 3 și 5. 6! Melissa începe jocul! 2, 3! 3! De la nivelul 3! Îl iau pe ceasta! Ușurel! Nu! Bravo, Melissa! Yeah! Turnul nostru, într-adevăr, este unul instabil pentru că am folosit pahare de unică folosință, însă refolosite de mai multe ori și sunt uzate deja și avem foarte mare șansă ca el să se dărâme acest turn. De fapt, odată deja s-a dărâmat până începe acest joc. Mircea! 5! Dă-i mâncare lui Molly! Mircea, ce iubește Molly să mănânce cel mai mult? Floare și frunze de trei. Molly! Pentru ea este un deliciu! Da! Molly! Tu deja ai hrănit-o până la joc! 6! Am scăpat! Te-am zis că să-i cadă 6! Hai, Melissa! Pam! 3! Iarăși 3! Da! Să iau pe aceasta la zi! Wow, Melissa! Wow! Yeah! O punem acolo. 3, 2, 1! Ta-da! 3! Wow! Nivelul 3 deja devine instabil. Ușurel. Bravo, Mircea! Voi ați privit cum noi jucăm Jenga cu piese uriașe? Rămâi până la final. În acest vlog vom plasa vlogul nostru cu Jenga la ecranele de final cu piese uriașe. Și 1. Doi. La culoare albastră. O iau. Să încercăm de aici. Wow, bravo! Wow! Și aruncăm zarul. 3! Vai, Mircea! Încă un pic și rândul 3 devine o problemă. După aia trebuie să o luăm de aici și... Bravo, Mircea! 5 au rămas! Nu vă pare că e prea mult roșu pe aici? Apasă pe buton să se facă gri! Să scăpăm de acest roșu! Dar nu uita și de like și de clopoțel ca să fii anunțat despre toate vlogurile care apar pe canalul Familia Melimi! Și următoarea rundă! Pa, pa!
Ci! O hrănim pe Molly! Ia uitați-vă ce are Molly aici! Cereale, fructe uscate, semințe! Foarte bogate în vitamine mâncarea lui Molly! Și covric! Molly! Unde Molly? Mâncărica! Așa, nu abuzăm ca să nu speriem! Ea sigură va veni și va mânca! Aruncăm zarul! Doi! O iau unul pe ceasta! Wow! Uh-huh! Acum eu! 4! Așa! Cel mai simplu! Și ai, într-o parte! 3! Numai 3 e bun! Voi lua pe acesta din mijloc! Da! Pa, și acum 3 nu mai este! 3 este cifra norocoasă în acest joc! Dar deja va deveni ghinion! Priviți, iată și o pisică! A pus ochiul ca să ia Molia. Aha, fugi, fugi. Fugi de aici. Hai, Mircea. Pa, pa, patru. Mircea. Așa. Tu astăzi cu portocala te împaci. Poc. Patru. Hop. Așa. Da. Patru. Melisu, ușurel, Melisu! Poate să te râme turnul! Te-ai relaxat! Tu n-ai înțeles? Uite cât roșu a rămas! Hai, apasă! Apasă pe buton să se facă gri! 6! Mircea scapă oriunde! 2! Așa, eu am să iau de pe mijloc! Da. Așa, wow, devine mai interesant și mai interesant jocul nostru. Acum eu. 3, 3, 3, 4. Acum orice în afară de 1 și 4 este periculos. 3. Ba-ba! Ai! 3! Nu cred că să se țină, dar încercăm. Da. Cum? Nu, nu, nu! Gata, nu se ține! Ia-o, ia-o! Se ține! Vai, parcă e o magie! Noroc de ce este deasupra! Da! Ține echilibru! Hai, următorul! 3, 3, 3, 3, 4, 4. Wow! Hai, Melisa! Wow, se ține! Bravo! Mircea, curaj! Pa-pam! 2! Așa, bravo, Mircea, ușurel! Nu mișca tare! Pentru că de se poate să cadă! Nu, 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 nu. Mami, perde, mami, perde, mami. N-am nicio șansă. Nici o șansă. Nici o șansă. Nici una chiar. Dacă se ține în una chiar, asta e magie. Da. Dar nu cred. Se ține ultimul nivel încă. Da. Aha. Dar patrulea încă se mai ține. Jucăm mai departe? A fost un joc foarte distractiv. Nouă ne-a plăcut foarte mult. Și la găini la fel. S-au rușinat. Acest joc îl jucați și voi acasă, dar numai în curte.
Pentru că vedeți cum se face baltă de apă pe jos. Acum anunțăm câștigătorii concursului din vlogul trecut. Și în vlogul de astăzi, cuvântul cheie mele mie va fi de culoare gri. Ca și Molly. Așteptăm să ne scriți în comentarii ce fel de animăluț este acesta. Vă dorim succes și vă spunem pe curând!